Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatele mele din această seară sunt doamna avocat Roxana Mihaela Constantinescu și doamna Floarea Bârzu. Sunt director, respectiv președinte a filialei Buzău a Crucii Roșii. Spuneam înainte de pauza publicitară că îmi doresc să lansez un apel către buzoieni și sunt convinsă că sunteți în asentimentul meu. Oameni ca dumneavoastră, am văzut-o și m-am bucurat tare mult să o văd pe doamna Jenny Botez în fotografii. Este minunat! Oameni ca dumneavoastră, ca doamna Jenny Botez, ca jandarmii, ca cei de la ISU, ca cei de la RER care s-au apropiat, ca domnul Marius Vlășceanu, l-am văzut și pe dumnealui acolo, oameni care s-au apropiat proiectului, pot fi foarte mulți printre cei care ne privesc sau printre cei care și-ar dori să întindă o mână de ajutor. Are Crucea Roșie Buzău nevoie de o astfel de mână de ajutor? Fantastic! 1. Facem un apel. Să reînnoim o bună practică și un obicei constant, acela ca fiecare salariat să-și exprime acordul față de angajator pentru reținerea în scopul donării către Crucea Roșie a unui leu pe lună. Nu cerem mai mult, dar dacă sunt și doi și dacă sunt și trei, nu strică. S-au făcut în timp. IPJ-ul ne-a dat o perioadă. Câteva primării din județ. Contează acel leu. Înțelegeți că noi nu suntem plătiți. Deci muncim acolo gratis, dar banii au o concretețe, există o evidență contabilă, din ei se cumpără. 2. Avem nevoie de mașină de transport. Ne rugăm, ne umilim, ne ducem la societăți, la persoane particulare, luăm câte o mașinuță mică. Crucea Roșie are două autovehicule. Unul donat de familia Bârzu, care are propria mașină în slujba acestei cauze, și o alta, o dubiță, cu un grad de uzură de 65%. Nu este posibil în toată lumea. Se donează mașini de către agenți economici. Donațiile astea sunt scutite de impozit. Sunt lucruri omenești, firești, pentru un cupon de 30 de milioane, 3.000 de lei cât primești la programul Rabla. Ai putea să ajuți câteva sute de familii. E aproape imposibil de crezut că Buzăul, care e o zonă industrializată și totuși merge bine și cu o bază materială constantă, nu reușește să sară peste acest zid aparent insurmontabil, cel al generozității. Noi avem un alt vis amândouă. E cel mai frumos din lume. Vrem să ne luăm o salvare. Să existe un serviciu special. Nu vă gândiți că am putea să ne substituim ofertei făcute de Spitalul Județean. Nu putem. Dar gândiți-vă că aveți un membru al familiei în stadiu terminal și vreți un drum la o clinică în Brașov. Sau de ce nu la o clinică în Turcia. Sau noi alături de tot ISU de spital am putea participa la un accident din acesta, cum s-a întâmplat la Spitalul Săpoca, când nu au făcut față situației de acolo, de urgență. Facem tot ce putem. Scriem la toate, cele europene, la toate serviciile omologe nouă, în vederea donării unui autovehicul. Doamna Bârzu a întreprins un demers către Guvernul României, în ideea de a ne dona de la mărfuri confiscate un mijloc de transport. Ne adresăm tuturor agenților economici cu parteneriat capital străin din Buzău, care au o cu totul altă consistență materială decât o pot avea cei din localitate sau din județ. Și mână de la mână încercăm acest lucru. Și ca să vă dezvăluim cu totul surpriza, astăzi noi n-am venit întâmplător. Ce am venit ca să lansăm o provocare frumoasă, deosebită, pentru toamna acestui an. Organizăm un bal caritabil, un bal cu tematică, vrem să reedităm anii 20, în cadrul căruia să participe cât de mulți
Și odată cu participarea și plata contravalorii modice a tacâmului, să doneze, pornind de la limita a 100 de lei. Acest bal vrea să își propună trei aspecte extraordinare. Primul, să sensibilizăm locuitorii județului Buzău pentru a participa cu inima deschisă, să renodăm o tradiție de o frumusețe fără seamăn, pe care observăm că autoritățile au îmbrățișat-o, a întoarcere în istorie, în istoria valoroasă a României. Și trei, să permanentizăm un eveniment în care noi, cei cu posibilități sau fără, să ne dăm în mâna pentru o cauză unică, aceea de a ne salva aproapele. Nimic nu se folosește pentru interesul personal. Totul este pentru comunitate. Balul nu va fi o întâmplare oarecare. Ne pregătim pentru surprize deosebite, pentru o atmosferă rară și cu ochii minții puteți să vedeți, să zicem, un conac în cadrul căreia veți auzi acorduri de jazz, veți fi întâmpinați cu pași de vals vienez, veți beneficia de o muzică de epocă cu interpreți de mare clasă, veți fi animați prin intermediul unei prezențe actorice. La final veți primi un cadou în cadrul unei tombole, iar dumneavoastră veți renoda tradiția purtării pălăriilor, pentru că acest bal este condiționat de dress code, deci de prezența pe cap a unui simbol al casei regale, a tuturor țărilor conduse de regalitate, și în cadrul căreia vă veți simți aparte, pentru că veți avea o costumație elegantă, de seară, foarte ușor de rezolvat. E atâta suflet în ceea ce facem acum, pentru că ar fi păcat să se piardă o astfel de ocazie. Invitația este făcută cu brațele deschise, noi nu mai avem liniște, avem agende lungi, 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 le bifăm, sunăm și nimeni, dar nimeni până acum nu ne-a refuzat. Să știți că trei sferturi din acest bal se face prin sponsorizări. Avem promise dulciurile de la una din cofetăriile acestui oraș, avem promise toate echipamentele și logistica, muzica, participarea actorilor se face gratuit, sala ne este oferită de conducerea restaurantului, doar meniul, care este și el restrâns în preț, dar cu efortul gazdei noastre. Atmosfera va fi cu totul aparte, promit lucrul acesta, va fi un bal despre care se va mai vorbi și îl vom reedita dacă va avea succes. Sunt convinsă că va avea succes, sunt convinsă că în 2020 vom fi aici în luna august-septembrie să vorbim despre ce se va întâmpla în octombrie, dar ascultându-vă, mi-am dat seama ce se poate întâmpla cu niște inimi, niște minți care gândesc în aceeași direcție. Când spui Crucea Roșie, din păcate, în mod normal spui sărăcie, spui nenorociri, spui incendii, spui cutremure, spui oameni fără adăpost și așa mai departe, dar iată, în același timp, la fel de ușor, poți spune un eveniment de o eleganță rară. Desăvârșită va fi, desăvârșită, promit lucrul acesta. Avem și imaginație, noi nu suntem decât reprezentativele echipei care conlucrează, de la invitație și până la modul în care veți fi primiți, și închipuiți-vă că sigla Crucii Roșii va fi prezentă de la decorurile sălii și nu ca să vă obosească, până la tortul grandios care vă va fi servit. Nimic din seara aceasta nu va putea fi uitat. Nimic. Sunt convinsă și dacă o să ne primiți, o să venim măcar să furăm și noi câteva cadre ca să le prezentăm telespectatorilor noștri, să vadă ce minune ați reușit să faceți acolo. Vorbeam în timpul pauzei publicitare, pentru că la noi, doamnelor și domnilor, discuția ar putea continua multe ore de acum încolo. Vorbeam despre, și pentru că pomeneam și mai devreme, vorbeam despre lucrurile cu adevărat tragice în care se implică Crucea Roșie. Iată că acum sunteți implicați într-o, în câteva
campanii în câteva mai avem de rezolvat cazuri, două cazuri, foarte... avem două cereri, două case arse la Gălbina și la Scorțoasa. Deja avem pregătit, mâine vom face și pachetele cu alimente, săptămâna viitoare vom fi alături de dumnealor. Mai avem un caz, o femeie, o mamă singură cu doi copii, la care doamna președinte deja a trimis mobilier, unde vom duce și noi, nu știu, alimente ca de obicei, și mâine o să ridicăm niște jucării de la Noriel, donate, scuzați, nu, am spus firma. Nu, nu e nicio problemă, un astfel de cazuri așa, chiar... Și o să avem și la copii la care vom merge în următoarea perioadă să ducem și mai avem de ridicat foarte multe tot jucării și tot de la Noriel, de la București. Atunci vom merge și la căminele de copii. Mai pregătim și un exercițiu la invitația unei asociații Caradog. Am încheiat un parteneriat, dumnealor pregătesc câini de căutări persoane, noi pregătim voluntarii pe prim ajutor, pentru că într-o zi, mereu spun, va veni acel cutremur și noi trebuie să fim pregătiți, iar câinii sunt cei mai utili în asemenea situații, ca să găsească persoane sub dărâmături. Și ne antrenăm noi pe 14 luna septembrie, da, avem exercițiu sâmbătă pică la Râmnicu Sărat, vă invităm alături de noi și cu alte organizații implicate. Trebuie să fim pregătiți, mereu spunem. Noi mai avem ăsta. Un proiect, proiectul îl dorim în parteneriat cu Asociația Alexandru Marghiloman. Domnia sa, doamna Marghiloman, își dorește să înființeze un Magic Camp în Buzău, o casă pentru copiii care de la operație până la domiciliu să facă o perioadă de acomodare într-un mediu curat, igienic, alături de medici, deci e limpede ce se dorește. De asemenea, eu am gândit, am luat deja legătura cu medici, cu psihologi, cu juriști, ca să facem o campanie prin școli pentru o educație sănătoasă, pentru a învăța să se alimenteze corect, pentru a le arăta riscurile debutului în viața sexuală precoce, pentru consumurile de narcotice și nu în ultimul rând pentru dependența de socializare pe platformele media. Încercăm în acest fel să ne aliniem și unor jaloane moderne. Nu suntem numai forma aceasta vizibilă a ajutorului alimentar cu haine și... Să știți că vă dezvălui așa o curiozitate. M-am dus și am făcut cursul de voluntari de Cruce Roșie. Dar serios? Adică eu m-am dus la curs, am stat, mi-am luat notițe, mi-am luat suport de curs, am asistat, am văzut care sunt manevrele și o spun de față cu toți. Aveam niște elementare noțiuni, doar am trecut prin viață, am avut și cazurile de acasă și orice. Să știți că nu se compară ceea ce știi și poate nu știi manevrele corecte, imediate. Pentru mine... A fost o noutate și pot să spun cu mâna pe inimă, cursul a meritat. Aproape că imbii pe cât mai mult să-l facă. Mi se pare și o datorie cetățenească. Oferta noastră este extraordinar de bună. Prețul este de 150 de lei. Calitatea cursului o considerăm bună. Asigurăm suport de curs. Predarea se face de cadre specializate. Cursul se compune din predare, dar și din exercițiu practic. Avem și un curs pentru infirmiere. Este mai amplu, derularea a 6 luni, cu un cost la fel de rezonabil, 850 de lei. 2 luni predare, 4 luni practică în unități specializate. Se asigură același suport de curs și într-o situație și în alta se dau diplome acreditate.
date recunoscute. Intenționăm să ne mai luăm acreditări și pentru alte variațiuni, pentru îngrijiri paliative bătrâni, pentru bone și pentru însoțitori, sau avem deja însoțitori copii la spital. Vrem să extindem. Pentru asta ne trebuie niște bani. Acreditările nu ni se dau gratuit, ele reprezintă o sumă consistentă. Dar știți că eu îmi pun problema că cineva de la țară, care chiar intenționează să plece în străinătate să lucreze, se poate prezenta cu o astfel de diplomă, cu un succes garantat, aș găsi loc de muncă în Italia, în Spania, în Franța, oriunde ar dori, pentru că are o calificare. Sunt foarte frumoase proiectele, sunt foarte generoase, le punem punct la cap la cap și încercăm să le facem pe rând. Noi vă promitem că într-o emisiune viitoare vom dezvolta și mai tare subiectul și aproape că lansez o provocare. Sunt o groază de doamne singure, de domni singuri, de persoane care se plâng de depresie sau de izolare. Aici se poate socializa. Ne-am propus deja o clacă, noi primim ajutoare, Jenny a venit cu un portbagaj plin, Gabi Archir a venit cu un portbagaj plin, la mine în birou se strâng bagaje până la tavan. În timp ce noi defrișam acolo bălării, cineva ne chema în altă parte. Vom întinde tot, vom sorta, vom pune pe categorii, pepe. Ne este foarte drag, cunoaștem oameni din toate mediile, rămânem prieteni, e foarte plăcut să mergi în oraș, să te saluți. Știți, mi-am adus aminte, aproape că fiecare ar trebui să-și ia cu sine un manual de educație civică. Romanii spuneau că a fi civic înseamnă a primi cununa de stejar a celui ce salvează din război un soldat. A fi civic acum nu înseamnă altceva decât, respectând legea, să poți să-ți ajuți aproapele. Și câtă nevoie este de ajutor? Așa este și ascultându-vă mi-am dat seama că în spatele a tot ceea ce ar putea face un om obișnuit pentru cei care au nevoie, stă de fapt și de drept cu totul și cu totul altceva. Vorbeam mai devreme despre o bicicletă rămasă mică. Vorbeam despre despre mobila dintr-un apartament întreg. Vorbeam despre mobila dintr-o cameră. Lucruri care ar fi putut ajunge bicicleta la fier vechi, mobila cine știe unde și așa mai departe. Dar cu ajutorul dumneavoastră și a faptului că identificați astfel de cazuri, faceți ca povestea să meargă mai departe. Asta mi se pare fantastic, mi se pare extraordinar, pentru că bucuria unui copil care a mers prima dată pe o bicicletă sau s-a bucurat de mobila din apartamentul său, merge mai departe la cei care au cu adevărat nevoie. Și până la urmă mi se pare că ăsta este cel mai frumos lucru. Doamnelor, așa cum spuneam, multe ori am fi putut să stăm de vorbă, însă eu, cu permisiunea doamnei avocat, deși nu știe ce urmează să spun, vreau să subliniez un lucru. Doamna avocat este trup și suflet în Crucea Roșie, dar asta nu înseamnă că nu mai profesează și că nu vă poate întinde oricând o mână de ajutor. Apelați cu încredere, pentru că și noi am făcut-o atunci când am avut nevoie. Este un om extraordinar și un om care poate ajuta pe oricine aflat într-un necaz de data aceasta sau într-o problemă pe latură juridică. Mi-am dorit foarte tare să insist pe acest aspect, pentru că n-aș fi vrut, doamna avocat, pentru că până la urmă avocatura a fost pasiunea vieții dumneavoastră și acum, chiar dacă v-ați implicat aici, oamenii trebuie să știe că sunteți în continuare avocat și practicați. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne vom mai revedea, slavă Domnului, în această formulă, pentru că ați văzut câtă energie avem și transmitem și către dumneavoastră. Toate cele bune, seară frumoasă, ne revedem mâine seară. La revedere!